În dormitorul fetelor se fac pregătiri pentru ziua lui Alexandru. El a fost sărbătorit aseară la 12 noaptea cu tort, au cântat colegii de competiție la mulți ani, l-au îmbrățișat, dar iată că Diana a primit și decorațiuni pentru a-i serba ziua de naștere și era ajutată de către Tess și Andrada. Se întrebau unde vor pune, vor agăța acele baloane, dacă la scări, că trebuie să întrebe unde au voie și se pare că va fi sărbătorit pentru a doua oară. Diana a fost numită mireasa săptămânii de către concurenți și are dreptul astăzi să vizioneze un film în jacuzzi cu un băiat. Cel mai probabil îl va chema pe Alexandru și cred că atunci se va întâmpla și această surpriză. Mă așteptam să decoreze acolo afară, dacă tot vor petrece timpul în jacuzzi, dar nu știau nici ele exact unde au voie și unde o să organizeze toate acestea.